Bună seara, stimați telespectatori, sunt Cadar Zoltan și vă prezint emisiunea Arena Sport. În sporturile de echipă, de obicei, anul sportiv se termină în primăvară sau vară. Se desfășoară în sistemul tur-retur, plus la unele sporturi mai este și play-off. Toate campionatele încep în jurul lui septembrie sau octombrie. Există și câteva reguli ale fotbalului. Fotbalul, iată că a început deja Liga Națională, Liga 1, și s-a desfășurat și Supercupa României. Vorbim astăzi despre anul sportiv 2014-2015, cu un an sportiv pentru echipele Târgu Mureșene, echipele din județul Mureș, împreună cu ilustrii mei invitați, Vlada Mariei și Valeriu Voideș. Ziariști Radio Târgu Mureș, bine ați venit! Bună seara! Putem vorbi despre anul argintului. Măcar am avut noroc că două echipe ne-au scos din argint, dacă este să o luăm așa. Da, putem vorbi despre acest lucru și când ne referim la această situație, cu siguranță trebuie să amintim pe Sitia Târgu Mureș, echipa de futsal, care, iată, a revenit în fruntea, în elita acestui sport de la noi din țară, după o pauză relativ scurtă. Practic, un singur an nu a fost campion. Auto Bergamo Deva a reușit să întrerupă acea serie de 4 titluri consecutive. Așadar, Sitia Târgu Mureș a reușit al 5-lea titlu din palmares din istorie și, bineînțeles, echipa de popice Romgaz Electro Mureș, care, iată, după 2 ani în care a trebuit să se mulțumească cu locul 2, Compet Ploiești fiind echipa care a preluat, să spunem așa, șefia acestei ierarhii, a reușit, iată, de fapt, popicarele antrenate de Șereșandu și Orosișvan au reușit să se impună din nou. În rest, cum spuneai și tu, celelalte echipe, mă refer aici la cele de seniori, au avut o prestație bună, a fost un an bun pentru sportul de echipă mureșean. Astea Târgu Mureș a terminat pe locul 2, PC Mureș locul 2, ce să spun, echipa de fotbal fete locul 2, deja de 5 ani stă în spatele celor de la campionat. Olimpia Cluj-Napoca. Au mai fost rezultate bune obținute și la nivel de juniori. Să nu uităm titlul național reușit de echipa de cadete a Clubului Sportiv Universitar Târgu Mureș împreună cu Centrul Național de Excelență, care echipa care a reușit să câștige titlul național la volei cadete, la junioare 1 a obținut locul 3. De asemenea, CSE Olimpic Târgu Mureș, junioarele 3 care și-au adjudecat titlul național. Așadar, spun eu, rezultate bune. Echipa de volei CSU Medicina, locul 6, nu cred că se putea obține mai mult în condițiile în care Adina Salauru și alte jucătoare cu experiență au părăsit echipa. Din păcate, ne-a dezamăgit din nou handbalul. Mureșul Târgu Mureș, care a terminat, spun eu, în mod rușinos această ediție a Ligii Naționale. Și când mă refer la acest lucru, trebuie să amintim faptul că din cele 26 de meciuri susținute nu a câștigat nici măcar unul. Este, se pare, o pălărie prea mare, o căciulă prea mare pentru actuala conducere a formației Târgu Mureșene, să spunem așa, prezența pe prima scenă a handbalului românesc. Așa s-a întâmplat și acum 6 ani, exact aceeași poveste s-a repetat. Probabil pentru handbalistele mureșene cel mai bun loc este Liga a doua, Divizia A, cum se numește la handbal. Așa se pare. Vlad, cum ți s-a părut anul acesta, dacă o luăm din punctul de vedere al sporturilor pe echipă? Un an foarte bun pentru sportul de echipă Târgu Mureșan și mureșan în general, dar în special pentru sportul Târgu Mureșan. Să nu uităm că avem extraordinar de multe echipe ca prezență pe prima scenă. Și pentru că Valea a trecut deja în revistă rezultatele obținute de echipele noastre, aș vrea doar să punctez faptul că
La cele mai importante sporturi de echipă ne-am ales cu argint, la basket chiar cu dublu argint, pentru că BC Mureș a reușit să joace și finala Cupei României, pe care să nu uităm că a controlat-o, cred că marea majoritate a timpului a pierdut pe final în prelungiri. O finală pe care n-am vrea o repetată, mai ales pentru cei cu probleme cu inima. Cât despre fotbal, ce mai poate fi spus când pierzi și acolo, vorba aceea, că țiganul Lamal le-a mânecat la partida cu Oțelul Galați, dar până la urmă cred că atât pentru basket cât și pentru fotbal sunt rezultate meritate. Poate că ăsta este locul nostru, locul 2, și s-ar putea ca și acest loc 2 să fie mult prea mult, având în vedere realitatea economică pe care o traversează în momentul de față municipiul Târgu Mureș. Dacă ar fi să facem o ierarhie a rezultatelor, pe care rezultat ați pune pe primul loc? E clar că un titlu rămâne până la urmă un titlu. Vorbind despre fotbal, este o imensă bucurie câștigarea Supercupei de către ASEA Târgu Mureș. Mai ales că a venit acest triumf chiar împotriva echipei campioane, a venit acel al treilea 1-0 consecutiv. Nu știu dacă se poate face până la urmă o comparație între un titlu rămâne titlu. Ești cel mai bun în domeniul respectiv și cred că cei care au luat locul întâi merită laudele, merită să li se cânte imnul, cum se spune. Vale? Având în vedere că în urmă cu exact 40 de ani ASEA Târgu Mureș cu Beloni Laslo în echipă reușea să ocupe locul 2, iată, după un ciclu de 40 de ani, din nou fotbalul Târgu Mureșean a terminat, să spunem, campionatul pe locul 2. Vă spun că, după părerea mea, cam cel mai important rezultat ar fi cel obținut de ASEA Târgu Mureș, chiar dacă nu a obținut titlul. Fotbalul e fotbal, din păcate este, să spunem așa, mulți îl consideră un fenomen, deci nu ceva, să spunem așa, detașat de celelalte sporturi. Cred că este o performanță deosebită, având în vedere că și campionatul este unul extrem de dificil, foarte multe echipe și interesul mare de care se bucură sportul rece, fotbalul. Bineînțeles și basketul, toate rezultatele sunt importante. Dar părerea mea, cred că acesta este cel mai important rezultat. Acolo s-a creat practic cea mai mare emulație la fotbal. Din păcate am rămas cu acel gust amar. Practic am avut o săptămână neagră. Să nu uităm că și Asesor Ploiești a câștigat titlu la Sala Sporturilor din Târgu Mureș, iar noi am pierdut titlu la fotbal pe teren propriu în fața Oțelului. Măcar deci de am fi pierdut în deplasare, să nu-i vedem. Da, era poate altceva, sau cel puțin la basket, poate măcar un meci în deplasare era meritat. O întorsătură favorabilă pentru ASEA Târgu Mureș, a putut să joace Supercupa, finala Supercupei, ca și ocupanta locului 2 al ligii. De obicei, Supercupa se joacă între câștigătoarea campionatului și câștigătoarea cupei. Din păcate, iată, situația dezastroasă din punct de vedere economic în care se zbat foarte multe echipe din Liga 1 au făcut ca Federația Română de Fotbal să ia o decizie, să spunem așa, inedită, ca Supercupa să se joace între campioană și vicecampioană, având în vedere că finalista Cupei României, Universitatea Cluj, era o echipă retrogradată. Să nu uităm însă și faptul că, iată, o formație de pe locul 8, cum e FC Botoșani, participă în Europa League și s-a calificat în turul al doilea, întrucât a profitat de faptul că celelalte echipe clasate mult mai bine, este vorba de CFR, Petrolul, Dinamo, Craiova, din motive financiare sau, să spunem, administrative, au interdicție în Europa. Și atunci, de regulament, și iată, bineînțeles, a ajuns ca FC Botoșanu de pe locul 8 să participe. Sunt curios în acest sezon cum va fi cu acest sistem play-off și play-out. Chiar sunt curios cum vedeți voi acest sistem. Păi va fi foarte interesant, pentru că Vali tocmai a enumerat niște echipe care au ca obiectiv și, într-adevăr, cred că au și șanse foarte mari
să se califice în play-off, respectiv Dinamo, Petrolul, chiar CFR Cluj și CS Universitatea Craiova. Echipe care nu o să aibă dreptul încă... Echipe care, să, ipotetic, să, deci ipotetic, sunt echipe care s-ar putea să meargă, să se claseze în, în primele șase din, din campionat și să nu aibă voie să joace în cupele europene, adică să fim reprezentați mai departe în cupele europene pe cele 5 poziții, pentru că din fericire mai avem un loc de cupă europeană de la anul, două pentru Liga Campionilor tur preliminar, de formații care vor evolua în play-out. Dar și așa deja oamenii de fotbal din România, chiar glumeam cu Vali, au început cu laudele. Ei, dacă FC Botoșan, care s-a clasat pe locul 8, a trecut deja de tur preliminar, vă dați seama ce ligă întâi puternică avem. Am și văzut un meci acum la Târgu Mureș, unul din capetele de afiș ale rundei inaugurale, la care multă lume, să ne scuze jucătorii, noi chiar transmitem la Radio Târgu Mureș și integral jocurile, dar mulți dintre spectatori cred că s-au trezit doar atunci când a ratat Gabi Mureșan. În rest a fost acalmie totală. Și a doua oară când a marcat Hanca din... Da, bine, atunci cred că erau treziți că trebuia să plece acasă, că golul nevalidat a venit în prelungire. Da, e interesant acest fotbal. Totuși, sistemul acesta, cum vi se pare, cu play-off, play-out? În alte sporturi este obișnuință. La basket cunoaștem fenomenul, la handbal s-a implementat de curând, la volei este și acolo. Rămâne de văzut. Să vedem. S-ar putea ca, din punct de vedere al calității, să spunem așa, în primăvară să vedem niște meciuri mai bune. Mă refer aici la play-off. Deja din iarnă. De fapt, din iarnă, pentru că sezonul regulat se va termina practic undeva prin 26 februarie. Și conform regulamentului, primele 6 echipe se vor califica în play-off, iar celelalte 8 echipe vor juca în play-out pentru evitarea retrogradării. S-ar putea ca primele 6 echipe să ofere niște meciuri mai bune. Bine, cred că a fost și o politică a televiziunilor care la un moment dat și-au dat seama că în ultimele două ediții Liga 1 a pierdut foarte mult, să spunem așa, din audiență. Sunt foarte multe meciuri la televizor din campionate puternice, nu mai spun de Europa League, Champions League. Lumea e saturată deja de atâta fotbal și atunci... Și se uită la fotbalul de calitate. Și se uitau foarte mulți la fotbalul de calitate, foarte multe meciuri din Liga 1, practic nu creau interes, adică nu... Din păcate nu creează interes nici măcar acolo unde se joacă partida. Că am văzut nenumărate meciuri în Liga 1 cu 150 de spectatori. Totuși Târgu Mureșul face excepție aici. Târgu Mureșul face excepție și e jos cu pălăria. Și făcând o paralelă cu basketul, deși rămâne probabil la subiectul fotbal, chiar dacă echipa de basket BC Mureș, Târgu Mureș avea un adversar net inferior, publicul era prezent în număr mare la sală. Deci aici există încă acea foamete de sport de calitate. Lumea a venit să aplaude rezultatele ASEA-ului după ce acestea au venit. Cred că îți mai aduce aminte, Vali, de acele prime valuri sud-americane venite chiar în sâmbăta mare a Paștelui Ortodox cu Universitatea Craiova, cu CSU Craiova. Vlad, deci, nu uităm... Atunci încă ASEA-ul era în... pe un trend ascendent, dar până atunci, totuși, repet, la fotbal încă spectatorul Târgu Mureșan se uita cam ca la film. Probabil de atunci au început. Mai erau și sceptici. Nu, dar probabil. Vreau să spun faptul că, să nu uităm, campionatul Liga Națională de Basket a crescut în ultimii ani tot timpul, din punct de vedere al calității și al a spectacolului oferit. Au venit, jucătorilor. Și a jucătorilor. Da, au venit din ce în ce mai mulți jucători buni, de calitate, de valoare, care au reușit, iată, să crească nivelul acestui campionat. Și aici putem să menționăm pe fundalul difuzat de voi, apropo de ce spunea Vali cu jucătorii de calitate care au venit în România, deocamdată n-am văzut în fotbal jucători care au evoluat în Champions League. Să vină să joace în România, cel puțin eu nu știu, să vină din
să fie jucător, fost jucător de Champions League, să vină să evolueze în Liga I de fotbal. Dar la basket avem exemple numeroase de jucători care, iată, au dat curs ofertelor, chiar fie și pentru puțin timp. Au venit și eu, nu doar la Asesoft Ploiești. Sunt jucători de foarte mare valoare care au ridicat campionatul Ligii I, dar și aici, până la urmă, cu ce folos? Că echipa națională, în momentul de față, dându-se credit acestor jucători străini, într-adevăr eficienți, spectaculoși, nu beneficiază la ora actuală de un lot competitiv. Știu eu, ne scăldăm deja de ani de zile într-o submediocritate, dacă vrei, la nivelul basketului masculin acum. Din păcate, nici la basketul juvenil nu stăm prea roz. Măcar acolo am putea să ne comparăm cu alte țări, fiindcă acolo nu intervine jucătorul străin, dar și la momentul actual se desfășoară campionatul european Under 20, grupa B, divizia B, unde România este reprezentată și de 4 sportivi care joacă la BC Mureș, Boroba și Ciongor, Adi Oprea, Rasti Dimitri și Țibârnă. Și din păcate nu prea merge roata. Deci nu prea merge, să nu uităm că cu puțin timp în urmă, în câteva zile în urmă, s-a încheiat campionatul european de basket rezervat jucătoarelor sub 20 de ani, unde România a lăsat o proastă impresie, s-a plasat pe ultimul loc în grupa B și cred un că rezultat treia, cu Lituania spune la rând. Un rezultat cu Lituania spune totul, 120 la 30 sau 28. Deci ne scutește de orice comentariu. Din păcate este o diferență enormă. Enormă. Deocamdată. Nivelul ligii naționale la basket sau și la handbal putem vorbi. Și la handbal feminin. Sunt foarte puțini jucătorii intermediari ca vârstă, Zoli. Se duce la basket încet, s-a retras Virgil Stănescu. Sunt jucători care, din păcate, pe care, din păcate, nu o să-i mai vedem. Nu o să mai putem, indiferent dacă ne este sau nu simpatic Cătălin Burlacu, probabil mai merge un an și e cam gata. Levi Siarto, dar eu vorbesc de jucătorii deci, acum avem jucători tineri bunicei, dar între ei, acea vârstă de 25 până în 28 de ani, nu mai avem jucători, pentru că noi nu am fost preocupați să creștem jucători. Nu cred că trebuie să le dăm în cap acestor jucători, practic nici antrenorilor. Din ce să aleagă? Asta este, e suferința începutului, dar până la urmă, de undeva trebuie pornit. Mă bucur că, în sfârșit, Federația Română de... În sfârșit spun acum, astăzi, 14 iulie, dar cine știe, poate prin august, iară se vor răzgândi în privința jucătorilor români care trebuie folosiți tot timpul pe parchet. În Ungaria... De când? Tu știi bine de când vine, de când au implementat ei acel sistem cu doi jucători autohtoni și trei străini pe da. Parchet, obligatoriu. Și are rost să povestim ce fac echipele din Ungaria. Bine, poate la club, hai să zicem că le mai ținem piept, dar la nivel de echipă națională, cred că nu poate exista. La nivel de club poți să-ți față dacă tu ai 6 străini foarte buni și ei au doar 3 jucători străini. Înainte de pauză, să trecem un pic înapoi la fotbal. Cum vedeți situația actuală a ASEA-ului? Vorbești din perspectivă financiară? Sau da, doar... da, cu aceste probleme care sunt în jurul echipei, cu plecarea lui Dan Petrescu, cu plecarea atâtor jucători, ultimul pe listă Varga, care a plecat s-ar putea să mai fie, că din ce am înțeles sunt jucători gen Marius Constantin, Brandan, Gorobsov, care au oferte inclusiv de la noua echipa lui Dan Petrescu. Numai că un astfel de transfer e greu de realizat, pentru că există această poprire pe conturi. Din nefericire, din ce informații am eu, ieri a fost o amânare în cazul cererii depuse de clubul ASEA Târgu Mureș privind deblocarea conturilor, doar săptămâna viitoare se va pronunța o decizie în acest sens și pe zi ce trece clubul pierde. Pentru că jucătorii e clar că sunt nemulțumiți, au făcut performanță și din nefericire nu pot fi răsplătiți.
cred că această situație prin care trece fotbalul se va răsfrânge dacă se va da un verdict nefavorabil sportului, se va răsfrânge și asupra celorlalte ramuri sportive. Din păcate, așa cred eu. Dar asta trebuia să le dea de gândit mai marilor cluburilor în urmă cu mult timp, când s-a vorbit foarte mult de finanțarea pe bani publici și trebuia găsit o altă soluție și sunt ferm convins că nici acum nu este totul pierdut. Vali? Ce să spun, rămâne de văzut cum se va rezolva această problemă. Din punct de vedere al lotului, într-adevăr, ASEA Târgu Mureș a pierdut în ultimele zile mai mulți jucători. Am înțeles că noua conducere tehnică și-a propus să achiziționeze 3-4 jucători în următoarele zile, care să umple acest gol creat de plecarea acestor jucători. Lotul actual nu este unul, să spunem așa, foarte rău. Eu spun că încă 2-3 jucători ASEA Târgu Mureș poate să se bată acolo sus, însă contează foarte mult stabilitatea asta, situația financiară. Rămâne de văzut cum va afecta, să spunem așa, mersul echipei, câți dintre jucători vor accepta noile condiții, vor avea răbdare de a mai rămâne. Totul depinde de această problemă. Nucleul este clar valoros. Vorbim de jucători cu ștate vechi în campionatul României, cu prezențe permanente pe teren la echipele la care au activat, doar că remarcam cu Vale și la partida cu Dinamo, noi eram obișnuiți, cel puțin în retur, cu explozie la Târgu Mureș. Era Bumba, era Voiculeț care făcea jocul la centrul terenului. Erau jucători de creație care lipsesc. Era Goga, care chiar dacă venea de pe bancă, te ajuta cu, cel puțin juca cu fața la poartă. Și chiar Zicu. Era Hora, era Zicu, un talent incredibil, cel puțin pentru Liga I, chiar dacă n-a confirmat. Care s-a redescut aici la Târgu Mureș. Categoric, a și fost unul dintre golghetele echipei în retur, nu știu dacă n-a... Eu cred că a fost revelația campionatului. Da. Și acești jucători, să nu uităm pe Lații Șepși, care a fost un jucător exponențial al ASEA-ului, dar din fericire aici se pare că suntem asigurați, acest internațional muntenegrean, Sasha Balici, cel puțin mie mi-a plăcut foarte mult la meciul cu Dinamo, cred că este un jucător care va suplini cu brio plecarea lui Lații Șepși la Nuremberg. Dar revenind la ceea ce înseamnă ASEA Târgu Mureș, este o echipă care în momentul de față cred că va pierde foarte greu, dar va câștiga la fel de greu. O echipă care stă foarte bine în teren, dar cred că și reușitele ar trebui să vină undeva din faze fixe. Și oricum, Miriuță a avut la dispoziție cât o zi și jumătate, asta două e, zile. E fața lui Dan Petrescu încă, ceea ce se vede pe echipă, e absolut normal. Într-o zi și jumătate nu prea pot să cred faci. Cred că și al lui Ciubotariu. Și al lui Ciubotariu încă. Da. Întrebarea este, voi dacă ați fi în locul jucătorilor și dacă vi se promite că primiți doar 40% din salar și restul vi se va acorda când și cum, ce ați face? Din fericire sau din nefericire, nu suntem în locul lor. Nu știu câte... Probabil și acei 40%. Nu știu câte oferte au și din alte părți. Soluții, da, asta este. Nu știu câte soluții. Asta e toată... Jucătorii sunt atât de valoroși. Sunt valoroși. Bun, hai să facem un exercițiu de imaginație, Zoli. Eu joc la ASEA Târgu Mureș și sunt ofertat de Dinamo, club în insolvență. Mi se oferă șansa să joc la CFR Cluj. Club, probleme cu 24 da. De milioane de euro datorie, bani care trebuie plătiți până la sfârșitul anului. Sunt ofertat de Petrolul Ploiești. Dar unde nu sunt probleme? Vezi? Păi asta e ideea. Și atunci unde mergi? Unde deci nu sunt cred probleme? Că și jucătorii ar trebui să fie destul de rațional, mai ales că înțelegerile lor cu clubul ASEA Târgu Mureș cred că sunt destul de bune din punct de vedere financiar, cel puțin pentru fotbalul Ligii I. Nu cred că ar trebui să se plângă. În fotbal așa este, în fotbalul românesc vin banii mai greu. Spunea Vasile Miriuță că și în Ungaria sunt aceleași probleme, chiar și în Olanda, unde echipe ca AZ Alkmaar... Pe unde a trecut Vasile Miriuță, acolo au fost probleme cu banii la CFR Cluj, Győr
Și acum a venit la Târgu Mureș, sperăm să se rezolve. Nici la Ceahlăul n-au fost, nici Ceahlăul n-a fost echipă ferită de probleme, apropo de, de Miriuță. Dar de fiecare dată a știut să-și motiveze jucătorii. Păi Vasile Miriuță a bătut Dinamo de două ori, cred că cu 3-0 în Ștefan cel Mare. 3-0 și 2-1 și 2-1 în Gruia, da. Cu CFR cu probleme. Și a făcut de plecările jucătorilor. Și a făcut 1-1 cu Ceahlăul. Da. Dinamo. Vis-a-vis a fost de și un alt Dinamo. O altă echipă a lui Dinamo. Sincer, nu cred că actuala echipa lui Dinamo e mai bună decât cea pe care a învins-o Miriuță ca antrenor la CFR Cluj. O să vedem pe parcurs. Să luăm un pic de pauză de publicitate, după care revenim și cu celelalte sporturi. Partenerul ideal, Taxi Royal. Prompt, rapid și eficient. Taxi Royal, confort și seriozitate. Telefon 0265204942 sau 0745406696. Mireasma pâinii calde, gustul inconfundabil și calitatea grâului folosit sunt elementele ce aduc valoare produselor Eldi, pentru că păstrăm tradiția, modelăm pâinea numai cu mâna. Cele mai gustoase, naturale și de calitate produse de panificație le regăsiți la brutăria Eldi. Așa este pâinea cu fulgi de cartofi realizată de maestrul brutar Tökes Tibor. Brutăria Eldi, experiență și calitate din 1996. Creează-ți propriul stil vestimentar. Fă-l să fie unic pentru tine și inimitabil pentru alții. Anesia Quality Clothing. Confecții cu stil. Te așteptăm la magazinul de pe strada Călărașilor, numărul 18, sau la atelierul nostru de pe strada Libertății, numărul 93. Pentru a fi original, alege Anesia Quality Clothing. Cofetăria, ciocolateria Artizan s-a înfiripat din dorința de a reda clienților încrederea în prăjiturile cu gust și aromă. Produsele noastre se recomandă de la sine prin calitatea materiilor prime folosite, grija preparărilor și savoarea deosebită. Am ales să folosim doar frișcă naturală și unt, fără adăosuri sintetice. De aceea fabricăm prăjituri în serii limitate, pentru ca să vă puteți bucura din plin de aroma și prospețimea lor. Cofetăria Artizan în piața Bernardin, numărul 2. Adimax Security, specializat în sisteme antiefracție și supraveghere video, Adimax Security vă pune la dispoziție o gamă variată de produse specifice acestui domeniu, precum și sisteme de control acces, automatizări porți, interfoane și videointerfoane, telefoane inteligente, televizoare și diverse accesorii electrice. Adimax Security, pentru siguranța casei tale. În Târgu Mureș, strada Tudor Vladimirescu, numărul 56, sau la telefon 0743 237 019. Fresh Clean. Cleaning în spații comerciale, birouri, locuințe sau după construcții. Promptitudine și calitate la prețuri imbatabile. Ne puteți contacta la telefon 0728 298 421 sau pe www.fresh-clean.ro. Oh.
Vorbim în emisiunea din seara aceasta despre sezonul sportiv 2014-2015, un sezon care pentru foarte multe echipe s-a terminat în primăvară sau în vară. Iată că unele sau una dintre echipele noastre a început și sezonul următor. Îi am ca invitat seara aceasta pe Valeriu Vaide și Vlad Ameriei, ziariști sportivi. Am vorbit mai mult despre fotbal și despre basket masculin, dar mai sunt și alte sporturi, futsal, fotbal feminin, basket feminin, handbal. Am atins handbalul, am atins voleiul. Cum ați aprecia aceste rezultate? Am atins handbalul un pic, poate că nu trebuie să îi mai dăm încă o lovitură handbalului. Vorbea Vali de handbal și a punctat foarte bine faptul că am făcut într-adevăr un sezon rușinos. Dar haideți să ne gândim oare ce ar fi însemnat să joace în Liga Națională Baia Mare cu echipă cu jucătoarele din Baia Mare. Sau CSM București, doar cu jucătoarele produse acolo la CSM București. Din păcate, Mureșul, SC Mureșul, este surata mai mică din punct de vedere financiar, acum fără să le iau apărarea, a celorlalte echipe care s-au bucurat de bani frumoșei de la bugetul local. Cred că până la urmă atât s-a putut la handbal, deși dacă măcar ar fi jucat jucătoarele din Târgu Mureș. Deși la acest nivel trebuie să știi la ce te înhambi. Cred că în momentul de față este o pălărie mult prea mare Liga Națională de Handbal Fete pentru proiectul pe care l-a reprezentat Târgu Mureș. Și dacă te gândești că în handbal sunt mult mai puțini bani decât în celelalte sporturi, basket, vorbim de nivelul mediu, nu vorbim despre CSM București, despre ASCM Baia Mare. Să știi că și la Corona Brașov de-au ajuns în situația financiară dezastroasă de astăzi, pentru că s-au plătit contracte mari și sunt jucătoare foarte bine plătite la multe cluburi din țară. Inclusiv la Roman sunt salarii bunicele. Păi acum a apărut CSM București, care practic domină, cred că, din acest punct de vedere, Liga Națională. Sunt salarii care bat fotbalul la CSM București. Erau și în basket. Cred că, salarii care bat fotbalul. Acum știrea de astăzi că fostul Tigru Kindle Dice s-a semnat cu BT Cluj. Da, și este al doilea, a fost jucător al BC Mureșului, care, iată, se înțelege cu Universitatea BT Cluj-Napoca după coordonatorul de joc, bosniacul Filip Adamovici. Se pare că Universitatea BT Cluj-Napoca se anunță una dintre principalele candidate la titlu alături de Steaua București. Rămâne de văzut BC Mureș, vicecampioana în titră, ce gânduri are, cu ce va ieși, să spunem așa, în față înaintea startului sezonului competițional. Se vehiculează, ai spus, salarii de fotbal. Se vehiculează că Kindle Dice va câștiga între 15.000 și 20.000 de euro pe lună la Cluj-Napoca. Eu, dintr-o sursă apropiată clubului, neoficială, bineînțeles, pot să confirm că undeva în jur de 15-16.000 de euro salariu anual pentru Kindle Dax, iar Adamovic se apropie, nu știu exact cât, dar undeva în 10.000 de euro. Ar fi fost foarte greu pentru BC Mureș să-i țină pe cei doi. Și cu siguranță se vede ce noroc am avut că Dax a venit să joace la Târgu Mureș. Cu siguranță și Ivan Zigheranovic primește bani frumoși, ex-pivotul de la CSOS Softbeș, care și el a ales să joace sub feleac. Așa cum spunea și Vali, va fi un campionat al naibii de greu pentru BC Mureș, pentru că observam într-o discuție, înainte să intrăm în emisie, Timișoara își face echipă, Pitești își face echipă, Rovinarii la fel. Din păcate a dispărut ASE Soft. Sau pentru celelalte echipe. S-a mutat la București, la Steaua CSM Eximbank, așa că nu e mare problemă. Nu cred că nu e mare pierderea. Nu cred că o să le ducă nimeni lipsa celor de la ASE Soft, chiar dacă i-am aplaudat când au câștigat temerii de altfel campionatul, dar... Volei feminin, echipa în ultima perioadă a stagnat un pic ca și rezultate. A fost un an
alternativ sau un an de trecere, cum vedeți? Da, a venit la începutul sezonului Bogdan Paul de la Lugoj, a preluat formația Târgu Mureșeană. CSU Medicina a pierdut mai multe jucătoare de bază, printre care Adina Salaoru, care a plecat, iată, la Volei Alba Blaj. Blajul a reușit o performanță deosebită să câștige titlul național după o finală surprinzătoare cu CSM Târgoviște. Iată puteri, cum e Știința Bacău, Dinamo n-au reușit CSM București de această dată să intre în finală. Eu spun că rezultatul obținut de CSU Medicina Târgu Mureș este unul bun. Acesta a fost, de fapt, și obiectivul vizat de gruparea Târgu Mureșeană. Locul 6 și calificarea într-o cupă europeană. Locul 6 permite formației Târgu Mureșene participarea în viitoarea ediție a Ligii Balcanice, a Cupei Balcanice. Am înțeles că Bogdan Paul, deci el a părăsit echipa, a preluat pe CSM București și cred că noul antrenor va fi bulgarul Atanas Petrov, cel care a mai pregătit formația Târgu Mureșeană. Rămâne de văzut de ce condiții financiare va dispune formația mureșeană, ce schimbări vor fi în lotul de jucătoare și ce obiective vor fi în funcție de aceste lucruri. Se va stabili, bineînțeles, și obiectivul vizat în viitorul sezon. Dar eu spun că locul 6 este unul bun pentru echipa Târgu Mureșeană. Nu știu dacă știți, dar am avut și echipă de basket feminin. Am avut Nova Vita, care a terminat pe locul 10. Da, bineînțeles că știți, dar echipa, din păcate, a jucat într-un anonimat aproape total, maxim 100 de persoane, 100 de spectatori la meciuri. Cum vedeți această echipă? Noi am mai discutat într-o emisiune anterioară. Cred că aici e vorba de unele ambiții duse până la extrem. Cred că Târgu Mureșul își permite în momentul de față, ca putere economică, pentru că tot vorbim de echipe susținute de bani publici, eventual undeva la 3-4 echipe, care și ele să fie pe acolo, prin prima ligă. În comparație, pentru că noi ne lăudăm, că asta e o laudă cu anul argintului, mă gândesc ce ori zice colegii noștri din Cluj. Cu două echipe fotbal, de fotbal. La fotbal, Vai și Amar. La basket, Umo Bitelco a venit la Târgu Mureș cu un... Nici n-are rost să face comparație la buget și la ambițiile pe care le aveau înainte de startul sezonului regulat, dar și al play-off-ului, s-au ales cu absolut nimic. La basket fete, la volei fete, la handball, la Vlad, orice. Să nu uităm orașe... Deci vorbesc de Cluj, că sunt mult mai mari, vecinii noștri, Brașov. Sunt Brașov, Constanța. Da. Toate care nu-și mai... De exemplu, HM Constanța, multipla categoria campioană națională la handbal masculin, am înțeles că se va desfința, pentru că nu mai beneficiază de susținerea primăriei. Să nu uităm Bacăul, care, iată, era la un moment dat, avea fotbal, volei, iată că încet, încet... Și la ei sunt probleme. Și la ei sunt probleme și nu mai... Deci aici ar trebui, cred, cel puțin la nivel local, dacă tot se merge în continuare pe această finanțare, măcar să fie trasate niște linii directoare. Eu înțeleg că trebuie să fie împăcați toți oamenii, că vine an electoral și aleșii local, toate partidele vor să-și mulțumească potențialul electorat. Dar, nu știu, mi se pare puțin trasă de păr această finanțare. Îți dau un exemplu foarte scurt, Vlad. În județul Alba, am înțeles că cei din Blaj au cerut... Da, a fost o discuție la nivel de Consiliul Județean. Volei. S-a făcut o echipă de volei care, iată, a câștigat campionatul. Alba Iulia, basket. CSU Alba Iulia a făcut o figură frumoasă, de asemenea. Sebeșu, handball. Exact. Deci nu poți... Bine, sunt și orașe mai mici, și ca putere economică, ca Târgu Mureșul, dar totuși s-a mers, să spunem așa, pe anumite direcții.
Uite, aici este și un de exemplu. Asta spun că rezultatele obținute de echipele târgoveșene a fost un an deosebit din acest punct de vedere. Totuși, atâtea echipe și să obțină rezultate de acest nivel e mare lucru. Și deosebit are și Maria și Consiliul Local care a sprijinit cu siguranță aceste echipe. Da, dar acum s-ar putea să ajungem pe partea cealaltă. Dacă, Doamne ferește, repet, pot, mă rog, zice, este că până la urmă justiția e suverană, se va da un verdict nefavorabil sportului, repet. Vom ajunge să discutăm despre ce? Pentru că în momentul de față nu există alternativă, nu e nimic. Toată lumea se face proiecte și cerșește bani de la primărie, este adevăr. Și de acolo, bineînțeles, oamenii nu pot. Trebuie să-l ajutăm și pe ăsta, trebuie să-l ajutăm și pe ăla. Nu contează că perform. Deci, nu poți să... Deci, nu avem o forță economică să facem toate sporturile de pe pământ aici, la Târgu Mureș. Ca să le facem, facem, dar nu la așa nivel. Am avea forță economică echipe sau să reprezinte orașul. Am avea forță economică târgoveșenească. Unul dintre aceste echipe și aceea să fie componenta orașului. Vori și zic un exemplu, fără să mă fi așteptat la întrebarea ta, dar chiar voi ce lucru, cred că această echipă ar putea fi la Târgoveș. Acolo Ciu Endre s-a ocupat în decurs să creeze alternativa zilei de mâine pentru jucători. Deci, când va dispărea generația Mimi Stoica, German, mă rog, cei care, frații Matei, care joacă la Deva, vorbesc de actuala echipă națională de futsal, care, să nu uităm că reprezintă un brand pentru sportul românesc, cred că la Târgu Mureș viitorul este asigurat. Pentru că acel campionat de mini-fotbal devenit tradiție a produs pe bandă rulantă jucători pentru futsal. Am și văzut de altfel la lucru foarte mulți jucători și există o preocupare în acest sens. Dar să nu uităm că în alte orașe nu prea sunt preocupați pentru creșterea viitorului, în afară de Odorheiu Secuiesc, unde știu că mai există un centru. În rest, s-ar putea ca Sitia să joace cu Odorheiu Secuiesc peste 5 ani campionat. S-ar putea să joace, dar... ei doi să fie. Bănuiesc că mi-ai dat acest exemplu gândindu-te la altele și acum îmi vine în minte iarăși în vecini situația de la Vespre, de la MKP Vespre, echipa de handbal masculin unde a jucat și Dumnezeu să-l ierte Marian Cosma. Acolo tot orașul, cred că nu există societate, firmă care să nu fie sponsor al echipei de handbal. Dar nu știu dacă, respect bine, e un orășel, nu știu dacă acel oraș se mai remarcă și cu altceva. În schimb, toată comunitatea trăiește, participă activ la meciurile de handbal masculin. Trăiește pentru handbal, da. Scuzați-mă, dar școala nu e obligatorie în România. De ce ar fi fotbalul? De ce ar fi basketul? De ce ar fi tenisul de câmp? Păi, în Târgu Mureș există la competiții sportive, cred că ne comparăm undeva la nivelul Bucureștiului. Până la urmă e și normal ca să avem astfel de medalii, la cât s-a investit. Pentru că sportul este un domeniu în care s-a investit. Într-adevăr, primăria... S-a investit și iată că... Au venit rezultate. Au venit și rezultate, da, într-adevăr. Dar, dacă primăria va zice, gata, nu mai dăm bani la sport, că avem alte axe prioritare, ce vom face? Sportul moare. Așa se pare. Nu știu ce alternativă. Eu nu văd investitori care să vină cu bani de acasă. În schimb, am văzut pe foarte mulți lăudându-se ce bun sunt ei, dar fondurile sunt venite de la cetățeni din banul public. Eu vorbesc de chiar de investitori, nu de oamenii din primărie, care merită felicitați pentru că au ajutat și ajută sportul în continuare. Bani care, din păcate, nu se duc și la alte sporturi, la alte ramuri sportive, unde la sporturi individuale. În special, marele meu of este sportul juvenil. Sportul juvenil, pentru da. Că... Acolo se fac proiecte pentru amărâți de 2.000 de lei sau 1.500 de lei, se primesc atâta sau se primesc 600 de lei. Și până la urmă, pentru un club care tot au și ei, dacă vorbim despre sporturi individuale,
3-4 jucători sau sportivi, tot costă cazarea, tot costă transportul. Dintr-un salar de jucător de fotbal sau din salar de jucător de basket sau nu știu ce, ar putea trăi o secție întreagă timp de 2-3 luni. Cel mai mare ajutor pe care l-ar putea oferi municipalitatea acestor cluburi și acestor copii ar fi să acorde gratuitate tuturor ramurilor sportive, tuturor cluburilor care activează pentru sport și fac parte din sportul Târgu Mureșan. Indiferent dacă sunt cluburi private sau cluburi susținute pe bani publici, măcar așa nu s-ar face o discriminare. Și mai departe, asocierile cu ASEA, cu BC Mureș, în fine, pe mine lucrurile astea nu mă interesează, dar cred că cel puțin de acolo s-ar putea porni, pentru că există, e foarte greu ca tu privat să te bați cu un club finanțat din bani publici. Este cazul, spunea Vali, este cazul fotbalului la Liga 1. Și uite că am ajuns în situația ca multe echipe să fie în insolvență. Spuneați de acele secții, să nu uităm secțiile de ciclism de la CS Mureșul sau secția de lupte. Apropo de sporturi pe echipă, să nu uităm că CS Mureșul are o echipă de fete în Superliga feminină care în august va lupta pe teren propriu cu CSM Timișoara și s-ar putea să câștige titlul național. În trecerea pe echipe, mă refer, în Superliga. Și, bineînțeles, sunt multe alte sporturi. Polo, n-am amintit polo, iarăși, unde se pot obține încă rezultate bune. Sunt multe ramuri de sport, boxul, Tenis de masă, clubul sportiv școlar, liceul, clubul program sportiv școlar, care au câteva secții extraordinare. Bine, acolo finanțarea este un pic altfel decât la un club privat care trăiește din cotizația părinților sau cotizația sportivilor. Sunt multe de povestit, dar așa cum ați zis, cred că am avut un sezon 2014-2015 excelent și anul 2015 o să vedem cum o să fie, că mai sunt alte concursuri, sporturile de vară. Aici cred că e până la urmă privința finanțării, Zoli, dacă îmi dai voie, și vina statului, făcând o comparație. Am văzut în ultima vreme, pentru că tot am vorbit foarte mult de fotbal, în ultima vreme am văzut nume mari ale fotbalului mondial care se îndreaptă spre campionatul Turciei. Dar lumea trebuie să știe că acolo salariile jucătorilor de fotbal sunt impozitate mai puțin decât salariile turcului de rând. Deci, dar acolo sunt acei bașcanți celebri care... Asta să nu spui în România că o să sară toată lumea pe capul tău. Banii lor să mai plătească și mai puțin impozit. Banii publici se folosesc pentru infrastructură, iar oamenii de afaceri își fac imagine foarte bună pe banii proprii pe care îi investesc. Există o circulație a banilor. Sportul turcesc este... Ai văzut tu cu ochii tăi ce înseamnă Turcia în sport și ce o să fie. Nu degeaba a fost Imperiul Otoman. Eu vă mulțumesc că ați fost în seara aceasta alături de noi. În ultima parte a emisiunii veți urmări câteva imagini de la conferința de presă care s-a desfășurat după partida de fotbal din Liga 1, prima etapă a Ligii 1 între ASEA Târgu Mureș și Dinamo București, partida încheiată cu scorul 0-0. Vă mulțumesc pentru atenție! Partenerul ideal, Taxi Royal. Prompt, rapid și eficient. Taxi Royal, confort și seriozitate. Telefon 0265204942 sau 0745406696. Creează-ți propriul stil vestimentar. Fă-l să fie unic pentru tine și inimitabil pentru alții. Anesia Quality Clothing, confecții cu stil. Te așteptăm la magazinul de pe strada Călărașilor, numărul 18, sau la atelierul nostru de pe strada Libertății, numărul 93. Pentru a fi original, alege Anesia Quality Clothing. Diaree acută infecțioasă poate fi cauzată de bacterii. Ia Furazolidon terapia. Omoară bacteriile, înlăturând cauza diareei. Furazolidon terapia, potrivit în momente nepotrivite.
pot zic că am făcut o primă repriză bună, ne-am dominat adversarul. Păcat că n-am marcat la 2-3 situații pe care le-am avut. A doua repriză, până minutul 60-70, ne-am mișcat destul de bine. Părerea mea că după minutul 70 a intervenit acea oboseală. E ceva normal după meciul de supercupă, drumul și ăsta. Dar, pe total, sunt mulțumit de atitudinea jucătorilor. Încă o dată, ne-a lipsit golul astăzi. Romario a avut o mică întindere, nici nu s-a antrenat după meciul de la supercupă. Are o întindere și sper ca stafful medical să-l facă cât mai repede bine. Deci după meciul de cupă a simțit o împusătură, așa, și are o întindere. Așa e, pentru că ați văzut și dumneavoastră scuze, după locul meu să câștigăm. Am jucat cu Pablo, mijlocat de Pablo, central. Încă o dată, mulțumit de și debut de camp. Fiecare echipă, cum am spus, nu piardă prima dată, nu? E un punct mai greu, joc pentru fiecare echipă, vorbesc în campionat, fiecare echipă se apără, nu? Nu, n-am mai văzut șase egaluri în prima etapă. Sincer, nu știu, dar nu cred. Am avut restul mână. Să mai aduc câte mai repede. Sunt mulțumit de cei pe care am, dar campionatul e lung, Cupa Europa, Liga, Cupa Ligii. Avem nevoie de doi jucători. Clar că sunt mulțumit de rezultat. Cu puțină, pentru că am suferit mai ales la fazele fixe, mai ales la auturi. Ce mă bucur că n-am luat gol și am reușit în duelurile care le-am avut să le câștigăm. Îmi pare rău că n-am avut mai mult curaj în momentul în care am avut o posesie și am încercat să ținem de minge. Ne-am creat câteva situații, nu ocazii, situații de apropiat de partea adversarului. E primul meci adevărat, primul test cu echipă bună, pentru că în perioada de pregătire n-am avut posibilitatea să joc cu echipe bune. Turneul care a fost făcut, a fost ceva greșeli aici, aveam noi ce căuta în Italia, unde nu sunt echipe. Dar de-aia eu zic că eram puțin și aveam, mă gândeam cum o să reacționeze jucătorii, pentru că n-am întâlnit niciun adversar puternic, detalia adversarului de azi, pentru că am întâlnit o echipă bună. Deci nu s-au bătut la campionat anul trecut, așa, doar pe vorbe. E o echipă puternică, omogenă, cu jucători cu experiență. Dar de aia zic că e un punct important pentru noi și pentru mine fiecare meci care trece și e important, pentru că mai am timp, vine o săptămână, sper ca jucătorii, care toată lumea vede că și colegul meu așteaptă 2 jucători, eu aștept vreo 3, nu știu pe unde s-au pierdut, dar o să ajungă, sper să ajungă până la meciul cu Craiova. Pentru că avem nevoie de un atacant, Marius Alexe nu este atacant. Dar s-a descurcat bine, n-a fost ușor în fața celor doi fundași centrali. Întrebă. Cum de nu ați reușit să aduceți la echipă un atacant? Știți, cu atacanții buni se lasă mai greu convinși. Toți așteptă să... Suntem în discuții avansate și am ratat de puțin transferul unui atacant chiar înainte de acest meci. Mai sunt mici detalii, sper să se rezolve, pentru că avem nevoie. Mă bucur că jucătorii care au venit cât de cât s-au integrat, nu sunt puși la punct cu pregătirea, au venit târziu. Nu le-a fost ușor astăzi, sunt sigur. Dar sunt jucători care au valoare și sper să ne ajute. Sunteți de acord cu ce a picat Cernăuzca s-a alăturat pentru Neamă? Da, a avut o partidă bună. A avut o singură intervenție în prima repriză, mai clară, când a salvat șarpul tot dintr-un out. A făcut un meci bun și mă bucur că e un portar foarte bun și mă bucur că am reușit să-l aduc la echipa noastră. Ce atacanți sunteți în tatatiile?
cu unul bun. Sunt doi din Belgia, dar v-am zis că unul joacă în Italia și unul în Belgia, da. E de-abia au început acum pregătirile și încă situația lor nu e clară la echipele la care sunt. Sper să rezolvăm, pentru că avem nevoie. Ne-a lipsit și astăzi un atacant care să pună presiune pe cei doi fundași centrali, care să țină de minge, să ne dea timp să respirăm, pentru că am suferit și în prima repriză și în a doua repriză. A doua repriză mai puțin, dar prima repriză ne-a fost greu. Gurul pe care l-aveți, puteți să vă bateți la titlul acesta? Nu, obiectivul nostru e, în primul rând, să ne formăm o echipă bună, competitivă, să luăm meci cu meci. Nu are rost să vorbim acum de campionat, pentru că trebuie să fim realiști. Nu avem echipă să ne batem la campionat. Este 6 egaluri din etapă? Spun, foarte multe. Și de-aia noi românii totdeauna suntem mai șmecheri, ne grăbim, nu știu de ce ne grăbim atât. Echipele încă nu sunt puse la punct cu pregătirea, jucătorii noi au avut vacanță, sunt încă obosiți. Mă gândesc și la cei de la SEA Târgu Mureș, care au jucat până în ultima clipă, au jucat cu campionatul, puteau să-l câștige aici, vă dați seama ce lovitură a fost pentru ei, că au pierdut campionatul în ultima etapă. Ceilalți au avut meciuri foarte grele, n-au avut timp să se recupereze. Și de-aia vedeți că lumea se tatonează, nu prea se riscă. Sper că meciurile care o să vină o să avem și noi victorii. Dar cred că decizia asta cu play-off și play-out e un lucru bun pentru fotbalul românesc. În această etapă nicio echipă nu a câștigat. Cum comentați? Păi tocmai s-a spus, că nu sunt pregătiți. Încă echipe care se formează, una sau două echipe care n-au făcut transferuri, Craiova care n-au transferat maxim doi jucători, restul toți s-au transferat. 4-5 jucători și ușor, e greu să se integreze repede. De-aia zic că mă bucur că și Ceneausca și Miha, fundașul central care a făcut un meci foarte bun astăzi, Vaharan care a intrat bine, Alioșa care e un luptător, dar încă v-am zis că ei nu sunt pus la punct cu pregătirea, nici n-aveau cum în nici 4 săptămâni care le-am avut de la sfârșitul campionatului. Dar astea sunt condițiile și trebuie să ne obișnim. Eu zic că e un punct important pentru echipa mea astăzi. O echipă foarte bună.